Căci despre jackpot este vorba, cu un război la graniță, Ciolacu declară și el război păcănelelor. Vrea să le scoată în afara localităților și să nu fie la mai puțin de 300 de metri de școli, de biserici și de spitale. Să nu aibă mai mult de 20 de aparate și să nu fie mai mult de o sală la 20.000 de locuitori. Ca să fie consecvent patriotismul economic, vrea să oblige toate companiile din domeniu să aibă sediu fiscal în România. Voi merge înainte și în privința reglementărilor jocurilor de noroc. Nu am nicio problemă cu amenințările din industria păcănelilor și joi vom da ordonanța de urgență prin care toți operatorii să fie obligați să aibă sediu fiscal în România. Iar legea aflată în Parlament, prin care scoatem toate păcănelele în afara localităților, va intra într-un regim de adoptare rapidă. Contraatacul vine de la președintele USR, Cătălin Drulă, care susține că Ciolacu trimite documente în Parlament prin care se opune scoaterii păcănelelor în afara orașelor. Că a copiat proiectul legii de la USR, că este speriat de amenințările venite din industrie și că a trecut din nou de la fapte la vorbe. Piața jocurilor de noroc a înregistrat un record anul trecut. 11,7 miliarde de lei au lăsat românii în 2022 în cazinouri, în stările de jocuri, dar și online. Cu 15% mai mult, adică decât în anul anterior. Fonduri de investiții puternice, precum Blackstone, au cumpărat pachete de acțiuni la cei mai importanți operatori de pe piața locală. Jocurile sunt făcute, s-au făcut jocurile, și da. Vor fi desfăcute, din ce înțeleg, încă nu ne dăm seama care sunt toate jocurile din spate, pentru că nu pot eu să concep că vine această schimbare acum, din motivele astea, că ne vedem joi și ne schimbăm sediile fiscale. Poate fi o chestie pur electorală, da? Să atragă un pic atenția votanților. Nu o văd electoral, o văd financiar, pentru că în momentul de față, guvernul Ciolacu își propune schimbări fiscale. Are nevoie fiscale. De bani guvernul Ciolacu, tocmai. De ce ar renunța la acești bani? Pentru că odată cu mutarea, da, ce ne propunem? Să scădem numărul de jucători. Jucătorii, adică numărul de jucători, de jucători mari jucători de pe piață. Jucători, tu, eu, Gigel, care frecventează astfel de localuri, da? Și hai atunci scad și încasările. Totul despre noi cât de mult. Da, păi scad încasările, aici spui un mare adevăr, scad încasările dacă renunțăm la niște clădiri importante din centrul orașului, oricare ar fi un mare oraș. De ce? Da, stai un pic, jucătorii din centru ți se par ție marea problemă aici? Adică eu așa, gândindu-mă un pic, studiind situația și peisajul local, mi se pare că tocmai dependenții cei mai mulți și cei care ar putea cel mai ușor să cadă în acest păcat, da, sunt mai degrabă situații în afara marilor orașe, mai pe la periferie, acolo unde poate nici bugetul nu e atât de mare, nici educația nu e atât de mare. Adică tu ce faci? Duci mai aproape de acești oameni păcănele. Adică ori le interzicem cu totul, ori... Nu joc nici aici cu tine, iartă-mă, joc la altă masă, la altă ruletă, pentru că unde văd eu... În primul rând trebuie să facem diferențierea între păcănele, blestematele alea de mașinuțe în care așa apasă toți... pasionații, ca să nu folosim pătimașii, până la urmă este și asta o patimă pozitivă sau negativă, depinde dacă pică prunișoară sau dovleac sau roșie sau neagră, depinde de la situație la situație. Însă, vreau să ne amintim și dacă ne uităm în cărțile scrise în anii 1800, de exemplu, când marile stațiuni balneare, de exemplu, erau toate beneficiau de cazinouri, da? De-aia vedem în operele scriitorilor francezi, Dostoevski, nu mai spun, ne vorbesc despre locuri unde mergeai să te simți bine, dincolo de marile orașe, de asemenea Paris sau și așa mai departe, uite Monaco, ce bine, Monte Carlo, da, ce bine s-a dezvoltat. Erau semn de civilizație. Îți spun asta pentru că ai spus că... Uite, dar nu e nicio legătură între cazinourile de pe vremuri, sau chiar și de acum, de la
Monaco și ce se întâmplă în sările de pe canele din România. De-aia vreau să fac diferențierea și de-aia vreau să spun că este o chestiune care pândește un interes financiar, fiscal în tot cazul. Pentru că și la localitățile noastre, știi că tocmai s-a redeschis cazinoul de la Vatra Dornei, unul construit iarăși acum 150 de ani, cam așa. Primul, ne uităm cu toții și m-am bucurat să văd săptămâna trecută, sau cu două săptămâni, nu, săptămâna trecută, când am fost iarăși la Constanța, să văd cum se ridică încet, încet și își revine acel cazino. Nu mai vorbim de celelalte, spuneam, stațiuni din acum 150 de ani faimoase în România, cum Slănic Prahova, da, Băile Herculane, tot felul de astfel de locuințe unde mergeau oameni, evident, cu posibilități și oameni care ridicau acel nivel de trai, nivel de arhitectură. Toate cazinurile arată frumos, arată minunat. Deci, boala în sine, apropo, nu este existența cazinoului. Cazinoul din Constanța, foarte anul viitor este gata, renovarea lui. Gata, dar uite, el de ani, periferie, acum, da? Să fie bun. E la periferia orașului Constanța, deci o speranță că va avea voie să funcționeze în continuare. Nu este considerat la periferie. Constanța... Ce mai e după aia? Mare. Nu, dincolo sunt locuințe, e o zonă foarte importantă. Aici trebuie să ne răspundă, de fapt, cei din guvernul Marcel Ciolacu, de ce fac aceste mișcări și care sunt jocurile din spate. Da? Care sunt? Pentru că, cu siguranță, unii au anumit interes. Sunt anumite case de pariuri care nu au de pierdut prin modificarea acestei legislații, pentru că se pariază online. Da? Și la casino poți să joci și online. Și atunci ei nu sunt afectați de această mutare. Păi... Însă, cazinourile, prin excelență cu prezență fizică, ar avea de pierdut. Și aici, până nu primim acest răspuns, nu o să știm. Da, majoritatea au oricum și online și fizic. Deci nu poți să zici că își doresc să dea într-unii sau în alții. Lumea păcărelor... Teoretic, online e mult mai ușor de reglementat. Dar aici n-am văzut ceva în sensul ăsta. Poate ar fi bine să le rezolvăm așa cum trebuie, nu să le scoatem din oraș. Să le dăm rezolvăm seama... pe toată dată. Nu, da. Nu spune mie... că această măsură este pentru înlăturarea dependenței de jocuri de noroc. Dar nu asta ne doream cumva? Uite, în mai un tânăr din Topolovățul Mare s-a enervat că a pierdut bani la aparate și a distrus într-o criză de nervi toate păcănele de acolo. Un bărbat din București s-a legat cu cătușele de șinele liniei de metrou la Piața Unirii, da? A spus el în semn de protest pentru faptul că statul nu interzice odată păcănelele. Probleme sunt da, probleme reale. Au mai fost tot felul de elevi, mai ales în Statele Unite, care se enervează pe un profesor și așa mai departe și împușcă nu știu câți elevi din clasă sau din școală. Asta nu înseamnă că trebuie să interzicem școlile. Armele în școli? Ba da, în principiu. Nu? Ele sunt interzise. Există, apropo, și o... Nu școlile. O petiție online, o petiție... inițiată de Asociația de Click, care, m-am uitat, a strâns, înainte de emisiune cel puțin, avea peste 190.000 de semnături împotriva reclamelor, da? Cere interzicerea reclamelor la jocurile de noroc și la pariurile sportive. Și uite ce zice domnul Ciolacu, și aici trebuie să-l contrăm puțin, celebrele păcănele să fie eliminate din toate orașele, așa cum este peste tot în Europa. Unde este? M-am uitat puțin, da, la legislația europeană. Nu există o legislație unitară prin care să se interzică funcționarea jocurilor de noroc în interiorul localităților. Mai degrabă, pentru că și prin Marea Britanie, și prin Belgia, și prin Franța au tot făcut studii în ultimii ani, ei merg către interzicerea lor totală, nu către scoaterea din interiorul localităților. Da? Și m-am uitat așa pe ce explică. Uite, o fostă jucătoare britanică de poker, care acum lucrează cu statul, dezvoltă programe ca să-i ajute pe alți dependenți să depășească această fără problemă. Fără îndoială că dependențele au o problemă, dar nu cred că asta e rezolvarea, doar mută locul. Păi... Și cum ai spus chiar și tu, că dacă mută aceste locuri în afara orașului, crește vagabondajul, cu siguranță. Este mai dificil să ajungi acolo. Până la urmă, ce adunătură de oameni va fi în acele zone? Nu asta este. Păi nu tu este spui că soluția este să le lăsăm unde sunt, în oraș. No, eu spun că soluția este să le interzicem de tot. Asta de ce să le interzici? Tu știi ce profituri aduc aceste industrii și pentru, mă rog, niște companii, ceea ce înseamnă, până la urmă, bani tot în economie. Găsim o soluție profituri, de tip casino, da, ca pe vremuri. Impozitele la stat, păi da, casino. Să aibă acces doar... Știi că persoane? Aceste păcănele foarte, nu știu dacă nu cumva toate, cele mai multe dintre ele
de la periferie nu sunt legate la nicio rețea prin care să știi cât cine a câștigat pe acolo și declară fiecare cât vrea. Altfel, te trec pe caiet. Irineu Darău, când ai jucat ultima oară la Păcănele? N-am jucat niciodată la Păcănele, nicăieri. Deci n-ai pierdut? Chiar nici măcar în străinătate, dar sunt multe lucruri de spus aici. În primul rând, să începem de la intenția persoanei Marcel Ciolacu. Întâmplător e acum premier, dar a fost și parlamentar câțiva ani, mai este încă, și a fost președintele Camerei Deputaților. Într-adevăr, USR a venit cu această propunere curajoasă, care era legată mai degrabă de minori și de școli. Deci a venit cu o inițiativă legislativă care distanță. Interzicea la mai puțin de 300 de metri de școli existența unor astfel de săli. Acum, ce înseamnă asta? Într-adevăr, ca efect, însemna de fapt o împingere a acestor săli către exteriorul orașului, dar în primul rând să nu mai dăm la tot pasul de ele. Fiindcă, ok, pot să înțeleg, știu eu, bani, profituri și așa mai departe, dar totuși n-am văzut nicăieri în străinătate și am fost în destul de multe orașe, aproape câte farmacii sau câte, nu știu ce alte sunt magazine, România... să vedem dar la tot pasul și nu le vedem doar noi adulții care să spunem poate avem un anumit discernământ, le văd și copiii încă de la vârstele cele mai fragede, inclusiv cu reclamele, unele lipite de fațada lor, altele făcute prin alte mijloace. De altfel, USR în acele luni a venit cu mai multe propuneri, inclusiv legat de interzicerea reclamelor în spațiile publice, lucru care se mai întâmplă și în alte țări, sau de exemplu, ceea ce mi se pare absolut necesar, să existe necesitatea avizului primăriei atunci când se amplasează astfel de localuri. Pentru că poate și de aceea nu vedem în unele țări atâtea, pentru că nu este o afacere ca oricare alta și, în fine, poate în afară de regulile de publicitate care sunt locale, e o afacere ca oricare alta într-un local încheiat sau cumpărat. Dar în afară de asta poți să faci oriunde, probabil de aceea și vedem atâtea. Și când gândești o dezvoltare urbanistică a unui oraș, până la urmă nu vrei un oraș de săl de păcănele, da, nu știu, nici măcar în Monaco, nu vezi acest lucru. Bineînțeles, sunt trebuie să ai câteva locuri acolo se întâmplă. Exact, deci asta e un lucru important. Acum ce s-a întâmplat cu acea inițiativă? Bineînțeles, a trecut de Senat într-o sarabandă de declarații politice în care toată lumea era de acord cu acest lucru, Senatul fiind prima cameră. Da? Ca să ajungă lege, trebuie să treacă de Camera Deputaților. Și acolo stă la sertar, cum se spune, de luni de zile. Luni de zile în care Marcel Ciolacu, până să ajungă premier, a fost președintele Camerei Deputaților. Adică a fost șeful acestei camere, șeful care putea decide împreună cu biroul permanent traseul legii. Nu, au ținut legea la sertar. Într-adevăr, după câteva luni, au fost suficient de inteligenți, dar și de ipocriți, încât să copieze legea USR și să o facă o lege a PSD-ului. Păi și nu chiar vă mândriți și, cu chiar asta și, dacă cineva vă prea o chiar idee, și în aceste condiții cam e o inflație de legi pe acest subiect. Noi am spus încă de câteva luni că oricine ar face-o, numai să o facă și că noi vom vota, indiferent de inițiatori, legile bune pe acest subiect. Da, e cumva, dar vedeți, trebuie să vedem și ceva dus până la capăt. Fiindcă trec lunile, vedem foarte multe declarații, perdele de fum, mă și întreb dacă uneori subiectul acesta nu e scos doar ca să acopere alte subiecte. În loc, până la urmă, să trecem pur și simplu cu vot, că au 60% în Parlament, aproape PNL și PSD, să treacă prin vot aceste inițiative până la capăt, repet. Capătul e la ieșirea Camerei Deputaților, apoi vor ajunge la președinte și vor fi promulgate. Și ultimul lucru pe care îl zic e legat de dependențe. Nu e deloc o glumă. Nu e deloc o glumă la adulți și cu atât mai puțin o glumă la copii. Cred că facem foarte puține lucruri ca stat pentru prevenție. Da? Și aici trebuie cumva echilibrate lucrurile. Ai publicitate peste tot. Și în online, și în spațiile publice, și la televizor și așa mai departe. Dar ai toate acele măsuri care să informeze pe oameni, care poate, dacă oamenii ajung să aibă probleme, să se poată trata. Fiindcă dacă nu, până la urmă, ajung să fie inundat cu toate aceste informații. Unii oameni au iluzia îmbogățirii rapide și cad în această patimă. Și mai e într-adevăr un lucru, cred că dumneavoastră v-ați referit indirect la el. În România nu este deloc transparent modul în care sunt organizate aceste păcănele și știu că despre Franța citeam atât în privința unor pariuri sportive, dar și în privința
mașinilor acestea de similare cu păcănelele, că de fapt aproape toți banii investiți de jucători se întorceau la jucători. Acolo era vorba de 97-98%. Exista cândva în România o regulă ca ele să fie reglate la un la o setare, da, 70-30. Da, vedeți și aici în România lucrurile, apropo de profituri, derapează undeva într-o zonă care, pe de o parte, încurajează și mai mult patima și, pe de altă parte, îi face pe jucător să piardă net foarte mulți bani și unii din spate să se îmbogățească. Adică, încă o dată, toată industria asta, cred eu, are defecte mari și eu asta chiar vreau să văd acel important curaj de a merge până la capăt și de a reglementa, de a trata dependențele și de a le preveni pe cât posibil, în special la minori, și de a limita prezența acestor afaceri în locuri foarte vizibile. Faptul că vor exista prohibiție totală, nici nu cred că poate exista și, cum a zis, atunci proliferează alte fenomene, dar limitările mi se par absolut necesare la cum s-a ajuns în România astăzi. Ați atins o temă pe care mă doream și eu, într-adevăr. Sunt ele, păcănelele în sine, dar o parte din ceea ce înseamnă jocurile de noroc, nu sunt jocuri de noroc, ci sunt, ești condamnat la pierdere, de vreme ce e o chestiune care poate fi reglementată printr-un soft și softul poate fi reglat cât din acea sumă, din suma investită, da? Deci toți jucătorii dintr-o lună să vină înapoi. Și dacă atunci creezi un soft care să-ți dea șansa câștigului, ok, unii câștigă, alții pierd, alții se și distrează. Dar nu mai joci pentru câștig. Dar de vreme ce toți pierd, păi, m-am uitat la un documentar, explica foarte frumos un antropolog care a studiat fenomenul ăsta 15 ani, da? Și zicea, băi, jucătorii au venit, îmi povesteau, veneau la mine și povesteau că intră într-un fel de transă, da? E o plăcere în faptul că a jucat, nu se gândește nimeni, nu se mai gândește nimeni la câștig. Lor le oferă o plăcere, o deconectare de la viață. Aici și eu am citit o carte foarte bună scrisă de un neurobiolog care explica un lucru pe care eu nu știam până să citesc acea carte, și anume că într-adevăr e vorba de circuitul dopaminei din creier, exact substanța care generează plăcere. S-au făcut experimente pe animale, pe hamster, și de fapt, într-adevăr, plăcerea aceasta, dopamina, nu depinde de rezultat, ci depinde efectiv de acea așteptare înainte de a ști dacă ai câștigat sau ai pierdut. Funcționează la oameni, funcționează la animale, este efectiv un circuit neurologic. De aceea spun, e o foarte mare capcană și știți, noi în România, nu doar pe acest subiect, vedem foarte multe simptome și uneori vrem să le limităm, dar tratăm și cauzele. Știți, avem atâtea mame minore, nu facem educație sexuală. Avem atât de multe jocuri de noroc scăpate sub control și dependenți, nu facem nimic. Am avut sinucideri de minori pe acest subiect. Deci e o zonă care nu e glumă absolut deloc și până nu acționăm asupra cauzelor, cred eu că trebuie să avem foarte mare grijă în a lăsa total de reglementate și peste tot aceste lucruri. Și vă spun că și eu m-am gândit, am un copil de 2 ani și ceva. Da? Chiar merg pe un bulevard sau pe un trotuar și aproape la fiecare câțiva zeci de metri, reclame foarte mari și, sau chiar localuri din acestea. Nu știu ce se imprimă, da, pe retina și în memoria și în creierul lui în ani de zile în care vede așa ceva. Dacă am fi străinătate, n-ar vedea aceste lucruri. Deci, nu știu, cred că în orice caz e nevoie de măsură și, încă o dată, e nevoie de curaj, măcar puțin, să se reglementeze aceste lucruri. Avem curajul să luăm o pauză din când în când. În România, cu patima jocurile de noroc, dar nu numai în România. Hofi, m-am uitat în Elveția, da? Au făcut un sondaj și peste 70% din populație... Recensământ, nu mai e doar 71,4% din populația Elveției spune că a jucat cel puțin o dată în viață la păcănele. Însă, aici este, bineînțeles, un mare dar, doar 4% spun că au și avut repercursiuni de pe urma jucatului, da, adică au avut probleme financiare, au avut vreo depresie, ceva. La noi procentul cred că este mult mai mare. Poate nu mai mare de jucători, poate toți 70% dintre români au jucat cel puțin o dată în viață, dar sigur mai mult de 4% au avut probleme. Vreau să vedem cum este și în Spania piața jocurilor. Acolo unde oamenii au într-adevăr sângele foarte fierbinte și sunt foarte pasionați. Cum se reflectă asta în industria cazinourilor, Felix? Păi, ca să fim sinceri din start, visul oricărui spaniol este să câștige la loterie. Știți și voi, loteria de Navidad este preferată a tuturor și zilnic. Aici au extrageri, 6 din 49, pariuri la cai, pariuri pe Shakira și Piqué, mă rog, acum nu se mai aplică.
dar când vine vorba de pariuri, legile sunt tot mai stricte și obiectivul clar este protejarea minorilor, asta întotdeauna. De pildă, la Madrid tocmai s-a aprobat o lege anul trecut prin care s-a stabilit o distanță de minim 300 de metri între aceste case de pariuri. Unele nu pot fi deschise în zonele în care există deja alte localuri în care se poate juca la păcănele și se pot plăti pariuri. De asemenea, apoi amenzile sunt foarte uriașe, se interzice publicitatea pe tricourile echipelor de fotbal, asta la nivel național, anunțurile de televiziune se dau dimineața, deci există, să spunem, un target foarte clar. Și cea mai faină dintre toate măsurile este că atunci când joci online, ești obligat, mă rog, casele de pariuri sunt obligate să te anunțe în fiecare oră cu cât ai pierdut și să fii la curent cu pierderile pe care le ai. Și eu, ce să zic, din punct de vedere al legii, mi se pare că nu știu cât de eficientă este, dar mi se pare o lege făcută cu cap. Adică când mă uit la această propunere, ordonanță de urgență gândită de guvernul Ciolacu, nu pot decât să-mi imaginez că acele persoane care depind de aceste jocuri, care suferă din cauza de ludopatie, ce ne putem imagina că nu vor merge câțiva kilometri pe jos dacă e nevoie ca să joace în afara orașului, unde de altfel se poate ghetoiza acea zonă și acele persoane care poate în centrul orașului de rușine nu intrau atât de des la păcănele, dar acolo în afara cartierului, în cartierele mărginașe, probabil că o vor face fără nicio reținere. Plus, pe lângă asta, pe mine mă bucură faptul că văd astfel de probleme în România, adică alte țări se preocupă pentru trecerea de la gaz la hidrogen, se schimbă autostrăzile a doua oară. La noi preocupările sunt foarte clare. Impozitarea profesorilor care dau clase particulare, impozitarea, taxarea bacșișului la ospătari și, desigur, acum mai nou, scoaterea în afara țării sau în afara orașelor a sărilor de joc. Ce se poate întâmpla în viitor cu videochatul? Mi-e frică să mă mai și gândesc. E în vizor și el, să nu uităm că în televizor, că a revenit și șpaga medicilor în atenție. Da? Iar discutăm această problemă, iar punem afișe prin spitale, aici nu se ia șpagă. Iacob Paștină, trecem și pe la tine, pe la slot mașina. Ai intrat vreodată într-o sală de păcănele? Măi, să știi că eu am fost doar de două sau de trei ori până acum. Care e atmosfera? Pe zi. Regizoral vorbim. Fix despre asta vreau să vorbesc. E o atmosferă foarte bine croșetată și gândită acolo ca să te țină și să rămâi să te joci. N-a fost cazul și cu mine. Eu am intrat din pură curiozitate și ca să înțeleg exact cum stă treaba. Apropo de senzația de recompensă, există și o psihologie a vizualului și al sunetului care intră în joc acolo și care te face, de fapt, să joci din nou și să joci din nou. Adică, sunt niște chestii foarte subtile, dar care funcționează. Pe cât de subtile, pe atât de puternice, de fapt, pe ecran. Și dacă v-ați jucat vreodată Candy Crush sau un joc asemănător lui Candy Crush în care ai tot felul de forme geometrice aprinse în culoare și un sunet iarăși care cumva compensează jocul pe care tu îl experimentezi acolo, sunt foarte similare din acest punct de vedere și sunt concepute tocmai ca să te țină acolo și să continui să joci. Adică inclusiv într-un joc precum Candy Crush există momente în care tu vrei să continui să cumperi vieți ca să continui să joci. Deci ai putea chiar să le compari din acest punct de vedere. Și uite, că tot am vorbit și de profit și așa mai departe, Candy Crush în sfertul al doilea din anul 2023 a generat 747 de milioane de dolari doar din jocul de pe telefon. Adică din noi dați pentru vieți în plus. Exact, pentru vieți în plus. Adică noi regăsim cumva comportamentul ăsta și în alte forme. Și tocmai pentru că există și exact cum am spus, o psihologie a culorilor și a sunetului care are un rol foarte important în a te ține acolo, să continui să joci și să continui să joci. Uite, mi-ai dat o idee, ia să bag și eu niște sunete de astea de reward pe radio, la Smart Radio, să creștem audiența. Bag din când în când. Există și gamification. 7. Poți să introduci și gamification foarte discutăm corect. Discutăm pentru idei. Pentru că am vorbit și de loteria română, vreau Hofi să-ți arăt. De loterie în general, mă rog, dar eu vreau să-ți arăt de loteria română, care împlinește 117 ani de activitate și și-au schimbat băieții logo-ul, foarte neinspirat, da? Acel logo pe care îl știam totuși. Uite, a luat punctul de la USR, a luat un pic de la ceva de la PNL, de la A luat totul. Uite, acolo văd așa, deci PNL, AUR, PSD, nu, UDMR, punctul este de la USR. Culorile sunt acolo, dar au luat totul de pe net, ia uite.
ce găsim pe Shutterstock. Exact logo-ul ăsta, l-au mai învârtit un pic, au scris cu un font neinspirat Loteria Română și hop, gata fontul, am mai văzut astfel de situații la instituțiile publice cunoscute, da, am văzut la Mamaia, logo-ul stațiunii Mamaia. Exact. 16.000 de euro, că nu am. A, așa, și ăsta, îți dai seama că a costat ceva. Aș mai zice ceva, dar să nu se supere CNA-ul. Păi noi, n-avem voie, să zicem. E care are motivul să se supere pe ceva? Revenim la domnul senator Irineu Daru. Am atins tema dependenței. Sigur că aici și Iacob a spus foarte bine și ideea de faptul că tu aștepți o recompensă, te ține undeva. Realitatea este că sunt multe dependențe și multe patim pe lumea asta. Până la urmă, faptul că cineva își pierde viața, sănătatea la păcănele sau și o pierde la un concert care se lasă urât cu droguri și cu bătăi la meciuri sau putem continua cu dependențele. Cum ați vedea în Parlamentul României și poate în viitor din nou la guvernare ceva prin care să avem grijă să dispară adicțiile astea, până la urmă, că nu dependențe, ci adicții. M-a învățat un psiholog în acest an și vreau cu ocazia asta să mă mândresc diferența dintre adicție și dependență, că dependent e și un copil dependent de mama sa, dar nu e o adicție. Cum putem să vorbim foarte specific de adicții? Cred că nu vor dispărea niciodată în totalitate. Cred că trebuie, repet, să reglementăm anumite lucruri în societate. Uitați, vă dau un exemplu din Franța. Rămâneau, de exemplu, magazinele deschise parcă după ora 8-9 și te puteai autoservi. Totuși, partea din magazin de băuturi, din supermarket de băuturi, era închisă. Da? Probabil și pentru că nu puteau verifica uman cu o persoană, cu un vânzător, vârsta cumpărătorului. Da? Deci, e nevoie de o zonă de reglementare fără să se meargă în prohibiție totală. Dar în acest subiect, eu cred că totul începe de la educație. Acolo și începe, știți că vorbeam la un moment dat de educație pentru sănătate și, de fapt, eu nu știu când s-au, știu eu, tulburat unii prin Parlament, așa pudibonz că se vorbea și de educație sexuală. Nu știu dacă s-au uitat pe acea materie. Există o materie opțională, educație pentru sănătate, care începe de la cele mai mici vârste și care atinge foarte, foarte multe lucruri. Și, de fapt, cred că într-o materie pentru sănătate construită cât mai bine, e cheia la multe comportamente sociale pozitive și la un echilibru personal. Era acolo educație pentru nutriție, era pentru educație pentru un mediu curat și pentru curățenie în general, încă de la cele mai mici vârste. Bineînțeles că la fiecare vârstă îi predai altceva copilului. Era educație emoțională, da? Cum își gestionezi emoțiile, pentru că dacă venim la adicții, aici, dacă, în fine, din N motive, poți să ai traume, poți să înveți asta de la oamenii din jurul tău, dacă tu, în loc să-ți experimentezi niște emoții chiar și foarte dificile, îți găsești scăparea sau poate ai văzut adulții din jurul tău găsindu-și scăparea în alcool, în tutun, în droguri sau în jocuri de noroc, e foarte greu ca minor să nu imiți aceste lucruri. Și, bineînțeles, apoi în România avem din școli încă o lipsă a psihologilor și a consilierilor școlari în numărul necesar. Da? Erau 1 la 800 de un consilier școlar full-time cu timp complet la 800 de elevi. Acum, prin noile legi ale educației, rămâne undeva pe la 500 pe hârtie, pentru că rămâne de văzut dacă vor fi suficienți psihologi. Deci noi trebuie, cred eu, ca stat, și asta și în Parlament, dar mai ales în zona executivă, da? Pentru că trebuie să te duci după aceea cu niște programe educaționale. Trebuie să bugetezi pentru toți acești oameni niște posturi, da? Pentru a educa încă de la cele mai fragede vârste niște copii, care apoi, chiar și în viața adultă, să nu, în fine, să nu cadă pe cât posibil sau să fie limitat numărul unor astfel de patimi scăzute de sub control. Eu nu cred că există altă soluție decât să mergi la cauză. Pe de altă parte, deci așa, place, așa cum nu avem azi, este despre educație. Este despre educație, dar pe de altă parte asta nu înseamnă, mai ales în situația în care e România și există niște lipsuri mari în sistemul de învățământ în ultimii zeci de ani, nu cred că putem pur și simplu să spunem nu ne pasă, haide să prolifereze toate fenomenele acestea și până la urmă, nu știu, omul are liber arbitru. Deci trebuie neapărat să și reglementăm cu curaj, repet, față de niște industrii care într-adevăr au foarte mulți bani și și-au și permis. De exemplu, am văzut la un moment dat la industria de tutun, mi se pare și la grupul USR, au fost primite niște adrese
ușor insistente spre amenințătoare legate de ce ar trebui noi să facem sau să nu facem, că aveam niște inițiative care să limiteze și acolo puțin marketingul. Deci există un lobby, există peste tot, dar politicienii trebuie să mai fie și curajoși din când în când și asta ține de lege. Deci trebuie să dea lege.